Bună dimineața din Dubai, într-o mare saună. Este atât de umed aerul, nici nu poți să respiri. Foarte fierbinte. V-am zis, senzația este când deschizi ușa la un cuptor. Ia uitați, și acolo piscină. Asta este faina. Deci, dacă vedeți, ca să măresc puțin. Și noaptea este luminată și ce vedeți acolo este un geam de sticlă, că te bași pe la fund, vezi în exterior cât de faină este. Și peste tot sunt piscine. Frumos. Aici se luminează mai târziu, undeva pe la ora 6 și se întunecă mult mai repede. Maxim la 8 este deja întuneric. Am dormit foarte bine. Referitor la apartament, gazda n-a vrut să mă primească, dar cred că au vorbit ăștia de la Booking și au zis că fac un compromis cu mine. Compromis, da. Să mă lase, să mă cazez și o să trimit azi pe cineva la ora 10:30 să plătesc acel depozit de 1000 de dirhami. O să plătesc fără probleme. Nu asta era problema. Problema era că m-au anunțat foarte târziu. Pe Booking nu au menționat că trebuie plătit acest depozit. M-au anunțat foarte târziu, câteva ore înainte să plec. Metoda de plată nu era valabilă, deci nu am încercat în toate felurile. Le-am spus că le plătesc cash, n-au vrut. Am spus că plătesc aici la recepție, n-au vrut. Până nu au vorbit cei de la Booking și nu i-am amenințat că le dau recenzie proastă și că îi reclam, nu, n-am reușit nimica. Dar în fine, s-a rezolvat, toate sunt bune. Astăzi, acum e foarte dimineață, eu prima dată o să merg la... Deși frică să-mi scap telefonul, atât de înalt e aici. Vai de mine, ia uitați. O să merg jos la mall. Este o alimentară de asta mare, cred că e Carrefour. Sunt foarte multe Carrefour-uri aici. O să-mi iau o cremă de plajă, pentru că aici cred că mă găsesc carbonizat dacă stau jumătate de oră în așa soare puternic. Cineva face curat la acea piscină. O să-mi iau ceva apă, trebuie multă apă aici să te hidratezi și după stăm la piscină. Ziua o să stăm la piscină, vedem după amiază unde mergem, unde ne plimbăm, ce mâncăm și ce facem. Haideți să vă arăt și cum se vede și din baie, de pe geamul din baie. Uitați, așa se vede din baie. Stai în cadă și ai view. Bineînțeles, aici o draperie, poți să o tragi și nu te mai vede nimeni. Foarte tare. Hai să vă arăt și piscina, încă este foarte devreme. Aștept ora 8 să deschide la magazin. Șampanii. Beluga. Încă se face curat. Mai mult asta nu era anul trecut. Am ce cald este. Și uitați piscina. Bine și noi imediat, în jumătate de oră. Cineva face poze acolo, e un leagăn și e impresia că e în aer. Deci nu se vede decât jumătate. Aici este o piscină pentru copii, cu ceva dușuri simpatice de sus. Și piscina mare se continuă așa de jur împrejur. Hai să și intrăm în apă, să vedem dacă simt ceva. Aș prefera să fie puțin rece, dar ultima dată când am fost, pentru că era cald afară, mai și încălzeau.
Ah, e ok, n-am mai încălzit. Oh, ce bine este. Aici este zona pentru VIP-uri, pentru barosani. Eu stau mai la margine. Uitați cât a piscina. Chiar e ok apa, te răcorește puțin. Cred că o să stau numai în apă. Ah, ce bine aici la umbră. Să nu credeți că tot ce filmez eu este ca să epatez sau ca să arăt ceva. Din contră, vreau să vă arăt că este mai ieftin ca la mama aia să vii aici. Mai ales dacă vii în familie, eu am venit singur. Și e așa un apartament, ajungi și mai ieftin. Eu zic undeva la 7 milioane pe zi, 700 de ron. Te descurci, chiar fain. Aici este un leagăn unde toată lumea își face poze. Fetele și unii băieți. Uitați acolo intercontinentalul. Au și o piscină faină, dar asta este mult mai faină. E de dor mai mare. O piscină mai frumoasă ca asta este un alt hotel, tot adres, dacă îl vedeți, acela de acolo, oval, la fel are o gaură în el, o să vi-l arăt când o să mergem la plajă, chiar pe malul mării, iar piscina este sus la ultimul etaj și este înconjoară hotelul, adică este pe toată latura lui și noți un kilometru. Este superbă acea piscină. Și al treilea hotel adres este deasupra la Mall Dubai. Deci sunt super tari. Fain tare. Eu m-am pus aici la margine. Am umbră naturală și e tare plăcut. Fiecare pat, șezlong, are prosop pus de dimineață. La intrare, stați acolo, este cremă de protecție, dar eu mi-am luat ceva 30. Când am fost în Grecia, m-am ars puțin și acum cred că este ok. Cu 30. Gazda mi-a zis că la ora 10:30 fix o să vină să încaseze garanția. Este 11:30. N-a venit nimeni. Îmi scrie în continuu 5 minute. Este, nu știu, bătaie de joc. Garanția asta mi-a stricat toată vacanța. Îmi vine să plec de aici. O să le dau o recenzie proastă. Nu se poate așa ceva. După o oră jumătate a venit un indian cu o casă de marcat, dădea din cap ca căția din cum aveam noi dacile pe vremea lui Ceaușescu. Sorry, dar e vacanța mea și am stat o oră jumătate să te aștept pe tine. Da, o să le dau o recenzie proastă. M-am enervat. Dar sigur o să-mi treacă, mai am destule zile ca să-mi treacă. Uitați, a venit și soarele aici la mine.
Mă bucuram și eu de puțină umbră. Acum e atât de cald, este incredibil, incredibil. Trebuie să mă calmez. Mergea o bere. Dar se uită ăștia urât la tine dacă bei. Facem o pauză. A venit și vremea mesei de prânz. Dimineața nu am mâncat nimic. Am acei creveți de aseară, dar nu mi este foame. Hai să căutăm un restaurant. Sunt vreo 45-46 de grade afară, dar parcă nu mai simt căldura, m-am obișnuit. Mă fac indian. Mama mia. Vedeți? Nimeni pe aici. Pe căldura asta nimeni. Ia uitați la terasă. Pustiu. Doar eu. Căutăm un restaurant. O să iau și eu o excursie zilele astea. Uitați cu acela vreau. Dacă vedeți acolo, Lotus. Ca să mă rest puțin. Am fost cu el acum câțiva ani. Este extraordinar și mâncarea și tot. Să nu cumva să vă urcați în astea indiene. Uitați cum arată. Vă blestemați zilele. Se pun cu voi la masă. Chiuie, țipă, copiii sunt agitați. E dezastru. Să nu mergeți cu astea indiene. Cu ăla vreau să merg, cu Lotus. Am mai fost cu el și este la superlativ. M-am băgat puțin la umbră. Nu știu dacă mă credeți, se lipesc tălpile la papuci. Simt că nu mai pot să le dezlipesc de pe asfalt. Este incredibil de cald. Dacă sunt 45 de grade, vă dați seama câte grade au pavelele astea? Mama mia! Și doar eu, pe aici. Trebuie să stau mai mult pe la umbră. Știam eu o terasă unde se mânca bine, sau se mănâncă bine, dar nu mai am cum să ajung la ea. Simt cum cedează papuciul. Și dacă se rupe vreun papuc, nu dați seama că nu mai am cum să ajung la hotel? Uite, abia acolo văd o terasă, la aia mă duc. La prima care o întâlnesc mă duc. Nu mai țin papucii mei. Deci s-au deșelat de toate astea. Și au început să mă ustră și tălpile. S-au încins în ultimul hal. Mama mia. Am intrat în acest restaurant. Este și aer condiționat. Dar înăuntru sunt 20 de grade și apar 45. Mare lucru să nu răcesc. Ia uitați, 22, 21, 20, vită, 25, ouă. Eu am luat ăsta, tandoor chicken combo. Are și o ciorbă, are și un copan, are și sos, are și lipie, de toate. Imediat revin. Mi-a adus apa, tare sunt curios. Tandoor chicken combo, 25 de dihoși. Sunt vreo 27-28 de lei. Platoul ăsta mare este 45. Pește 40. Sunt curios cât o să cheltui astăzi pe mâncare. În Mamaia, nu știu dacă pot să scapi la o masă cu 100 de lei de persoană. Eu cred că astăzi nu cheltui mai mult de, nu știu, 70-80 de lei. Cred că mai puțin. O mie de feluri de mâncare, ce să mai caut? Și chinezesc, tailandez, pakistanez. Eu pakistanez n-am mâncat niciodată, trebuie să încerc. Totul arată foarte bine. Și stau și la aer condiționat. Așa se numește restaurantul, Marina Dine. Și este chiar foarte, foarte frumos. Terasa afară, dar nu este cazul.
Când ajung la hotel, am luat și o apă minerală. Cred că asta costă cât mâncarea. O să vă arăt papucii mei. Deja aproape nu mai au talpă. A venit mâncarea. Este imensă porția. Vreau să vă arăt, uitați cât este perechea de chiar și sunt chiar de aia mari. Am pâine, pui, cartofi prăjiți, salată. Aici, nu știu, altă salată. Și aici, nu știu ce e asta. O ciorbiță, un sos, habar nu am. Dar tot arată foarte, foarte bine. Cred că e picant puiul. Vă spun imediat. Prima dată o să iau cu ceva pâine, cu lipie. O să iau din ciorbița asta sau vă spun ce este. Tocăniță, sos, habar nu am. Este ca o ciorbă scăzută, între ciorbă și tocăniță. Foarte condimentată. Foarte aromată, are mult porumb dulce, picantă, bineînțeles, dar foarte gustoasă, foarte gustoasă, trebuie încercată. Chestia asta este și foarte iute și foarte fierbinte. Oh, combinația perfectă. Hai să trecem aici. Hai să vedem sosul ăsta. Foarte bun. Este cu coriandru și usturoi. Și iute. Coriandru, usturoi și ceva iute. Iar puiul, vă imaginați. Ăsta e foarte iute. Nu am de bun. Nu vă imaginați cât este de bun. Am nimerit bine. Aici am topit tot. Uitați puiul. Iar asta chiar nu mai pot. E foarte bun, dar nu mai pot. Porția asta a fost foarte, foarte mare. Cine a mâncat vreodată mâncare indiană știe ce vorbesc. Este absolut delicioasă. Este plină de arome și de gust. Aștept nota de plată și merg spre hotel. Mamă mia! 28 de dihuri a costat. Asta vine cam 30 de lei, 31-32 de lei în banii noștri. Două feluri de mâncare. Când am ieșit afară, instantaneu mi s-au aburit ochelarii. Instantaneu! Este incredibil. Sper să mă țină papucii până acasă. Nu știu pe unde să iau, să caut ceva umbră. Vedeți, nu-i nimeni pe stradă. Doar eu. Uitați cum s-au făcut papucii mei. Erau noi, am zis că vin în Dubai, mi-au și eu papuci noi. Uitați cum au prins forma piciorului și mi-a rămas vopsea pe picioare. Am făcut un duș acum și aveam vopsea pe picioare. Vă dați seama că asfaltul are aproape 100 de grade. Este îngrozitor de cald. Din nou la drum. Este ora 6. Destul de pustiu și acum. Lumea este când se întunecă, este puțin mai răcoare. Am pus alt papuci și mergem către metrou. De acolo merg la Mall of Emirates. Marian Adventure mi-a trimis ceva locații cu restaurante foarte faine. Era o experiență mai mare ca mine, ca mulți dintre noi. Vreau să vizitez și mall-ul. Poate mai iau o pereche de papuci. Unii mai de buni. Să ții mai de buni. Pe ceilalți am distrus. Am de mers cam 10 minute până la metro, prin căldură. La metro, în Dubai, este ca la noi în aeroport. Benzi rulante, o rețea de pasaje supraterane, aer condiționat,
cred că-s 20 de grade. E foarte mare diferența. Când intri, parcă intri în frigider. Deodată, de la 45. Un bilet este 10 dirhami. Tu sunt toți 20. المحطة القادمة هي شوضة العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوضة العقارية. Uitați o mașină de poliție aici în mall. Am avut și la fel alb cu albastru. Aici am văzut ceva papuci interesanți, poate mi-au și eu. Sunt cam scumpi, dar cum zice tatăl meu, dacă îi porci odată pe an, te țin toată viața. Hai că intru înăuntru și poate cumpăr și ceva papuci. Avem aici și pârtie de schi. Ia uite, săracii copii n-au văzut niciodată zăpadă. Instalație de teleschi, absolut tot. Ce se bucură! Avem chiar în Dubai. Am căutat acele restaurante, nu am găsit. Mall-ul este ca un labirint, așa că merg puțin la hotel și o să căutăm un restaurant la noi în zonă. Ia uitați, domnul din față este îmbrăcat cu blugi și maletă sau helancă pe gât, groasă. Că așa mă îmbrac chiar. Acum am descoperit aici la mine, la mall, restaurant japonez, all you can eat, 139 de dirhami, 150 de lei. Ca să merg benzile și tu iei de acolo cât poți. Dar eu mănânc puțin și nu merită. Am venit puțin la hotel să fac un duș, mai stau puțin și o să ies să caut un restaurant. De data asta poate găsești ceva tradițional arabesc, libanez, ceva de genul. Multă lume o să mă certe, domnule, mie nu-mi place mâncarea indiană, dar poate n-au gustat. N-ai cum să spui că nu-ți place dacă n-ai gustat. Este, vă spun, una dintre favoritele mele. Am uitat să vă spun, mi-am luat papuci, mi-am luat și un tricou și mâine îmi caut și un costum complet. Când o să fac o croazieră, am văzut că lumea se îmbracă frumos, zilele astea, mâine, poi mâine încerc să fac o croazieră, mă îmbrac și eu frumos, îmi pun papucii buni. V-am zis, dacă îi port o dată de doar pe an, o să mă țină toată viața, dacă îmi trăiesc mult. Am ieșit să caut un restaurant. Eu pot să mănânc și la restaurante scumpe, fără nicio problemă.
dar vreau să vă arăt pentru 90%, 95% din turiști din România că se poate mânca și accesibil. Și cred că vă garantez mâncarea la restaurantele astea. Și astea sunt 99%, astea mai ieftine. Mâncarea este mult mai bună. Să mă credeți pe cuvânt. Deci eu le zic restaurante indiene, dar ele sunt internaționale, pentru că sunt angajați indieni, dar aici 99% din populație este din India, Bangladesh și de genul. Hai să căutăm un restaurant și vedem ce găsim să mâncăm. Am cumpărat acum și pentru mâine seară un bilet pe Lotus. Unde întrebam, nimeni nu vrea să-mi spună de unde pot să iau bilet pentru Lotus. Eu am mai fost cu Lotus de două ori, am fost și cu alte vase, nu se compară cu nimic. Am plătit 249, 250 de dirhami. Asta este fără alcool inclus. Dacă plăteam 300, era cu alcool inclus. Nu-mi trebuie, zilele astea facem pauză. Uitați și pe un vas din acesta indian. Și aici este ok, dar eu am prins o experiență neplăcută. Erau numai indieni, se urla. Copiii veneau la masă, îmi trăgeau de fața de masă. Era... Fiecare avea 5-6 copii. Na. Uite. Mâncare este... Nu vă imaginați. Nu vă imaginați, cred că sunt 300 de feluri de mâncare. Am venit aici la un alt restaurant. O să iau ceva mai arabesc. Ceva shawarma. Uitați cât costă o shawarma, 8 dirham, 10 lei. Arabic shawarma, 18 lei. Haideți să vedem ce comand și vă arăt și dumneavoastră. Mamă, ce prețuri, este incredibil. Am luat arabic shawarma și shawarma normală. Sigur nu o să pot să mănânc tot, dar uitați ce prețuri. Un burger mare cu Coca-Cola, 28 de dirhami. 32 ăsta cu cartofi prăjiți. Unul mic, 10. 15, uitați prețuri. Ăsta mare e 32, adică e mare. Na. Bubble tea. Totul arată foarte bine. A venit shawarma normală la 8 dirhami, 10 lei, cu puține murături și un sos. Și shawarma arabească, cred că e aceeași, numai că au tăiat-o în bucăți, cu cartofi prăjiți. Așa arată. Mi-ajungea doar asta, dar eu am cumpărat așa ca să vă arăt și dumneavoastră ce opțiune aveți. Arată foarte bine. Ei nu bagă cartofi prăjiți înăuntru. Separat. Cât de bun este acest sos. Este făcut de ei, de o maioneză cu usturoi, dar cremoasă. Foarte, foarte bună. Hai să gustăm și shawarma. Să gustăm și shawarma. Sunt luminile cu LED aici. Lumina pâlpâie. Așa e întotdeauna când ia să vedea. Mamă, ce bună e! Nu vă vă spune cât de gustoasă este. Și lipia asta crocantă. Carnea este bună. Are puțină salată. Nu știu ce a pus. Puțin sos, dar este extraordinar. Foarte bună mâncare. Foarte, foarte bună.
De data asta nu este nimic picant. Dar ia să vedeți ce fac eu. Am văzut aici un ardei. Ce picant și bun este. Sărat. Mama mia. Abia reușesc să termin această shawarma. Asta o să iau la pachet. Vă sfătuiesc să o luați pe asta, pe care este 8 dirham. Asta este dublu la preț și are doar câțiva cartofi în plus. În rest este la fel, la fel, la fel. Nici n-are rost să o încerc pentru că sunt la fel. Chiar nu mai pot. Chiar nu mai pot. Sosul este foarte bun și shawarma este excepțională. Cartofii sunt din aceea la pungă. Urăturile sunt foarte bune, picante. Hai să vedem și nota. Nota a fost tot 28 de dirham, în total 56, adică cu ce și cu ce am mâncat astăzi. Vedeți, în Dubai, la restaurant fain, mănânci, nu știu, să zicem, cu 70 de lei de persoană pe zi. Reușiți asta în Mamaia sau, hai să vă dau un alt exemplu, reușiți în Costinești sau Eforie, care sunt sub Mamaia. Dar la mine a rămas mâncare, nici azi n-am terminat tot, nici acum. Deci asta a rămas și supa de azi a rămas. Deci eu puteam să mănânc undeva cu 50 de lei pe zi foarte, foarte bine. Faceți o comparație, dacă puteți să mâncați în Costinești, că zice că e mai ieftin, sau Eforie Nord. Mâncați cu 50 de lei o persoană pe zi? De fiecare dată las, nu mult, 10 dirham la ospătari și nu le vin să creadă. Aici nimeni nu prea lasă, plătesc cu cardul și atât. Nu lasă un dirham în plus. Erau complete impresionați, nu mai m-am mișcat și pe mine. O să le las mai mult de acum. Am ajuns la hotel. Gata și această zi. Dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc. Și dacă nu v-a plăcut, la fel vă mulțumesc. Ne auzim mâine. Și nu uitați, ține legătura. La revedere, bună seara!